Miercuri, 27 martie, între orele 9-17, presiunea va fi scăzută în moșnița veche pentru lucrări de mentenanță la gospodăria de apă. Tot pe 27 martie, între orele 9-14, se va întrerupe furnizarea apei în Ohaba Lungă, Dubești, Traian Vuia și Surducu Mic pentru lucrări de spălare a rețelelor de distribuție. Din aceeași cauză, pe 28 martie, între orele 9-15, presiunea va fi scăzută în Butin și Percosova. Iar pe 29 martie, între orele 9-15, presiunea va fi scăzută în Șemlacul Mare și Șemlacul Mic. Aceste lucrări de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal, este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Consumatorii sunt rugați să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată.